Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. România are 3149 de kilometri de frontieră, dintre aceștia 2000 și ceva reprezintă frontiera externă a Uniunii Europene, mai sunt și 200 de kilometri de graniță maritimă, e una dintre cele mai lungi frontiere ale Uniunii Europene. Securizarea acestor granițe și controlul eficient în punctele de trecere ale frontierei, sunt 25 de puncte de trecere ale frontierei. Cu totul a fost una dintre condițiile fundamentale de acceptare a României în Uniunea Europeană. Statul român a cheltuit probabil 1 miliard de euro sau ceva mai mult pentru a cumpăra și pune în funcțiune echipament performant de verificare și de control în aceste puncte de frontieră, pe unde tranzitează un volum uriaș de containere, tiruri, vehicule, vase și așa mai departe. Ei bine, la mai bine de 15 ani de la aderare, toată organizarea făcută de statul român în vămile de la frontieră pare să se fi transformat într-o uriașă farsă. O investigație din surse deschise făcută de publicația Curs de Guvernare arată că 98% din aparatura de scanare și control din vămi nu a mai fost folosită de ani de zile. Adică din cele 338 de scanere de diverse tipuri din vămi, 332 nu au mai fost utilizate din 2017. No toner. Incredibil. Explicațiile oficiale pentru acest dezastru sunt realmente ridicole. Adică în general ni se spune că echipamentele s-au stricat. Ca în bancul cu bilele. Da, da. O una am pierdut, o cealaltă s-a stricat. N-au mai putut fi reparate. Dacă s-a stricat, n-am. Asta a fost, s-a stricat. Ce să facem acum? Dacă s-a stricat, hai treceți, nescanați. Că, na, e, nu merge scannerul. În realitate, toată lumea bănuiește despre ce este vorba, și anume corupție profundă. E un putregai, o cangrenă, care merge adânc și costă România miliarde de euro anual, dacă nu chiar mai mult, de ani și ani de zile. Și această bănuială este întărită și de comparația între rezultatele controalelor din România, câte sunt ele, și cele din vestul Europei. Adică, de pildă, în 2019, deși s-au controlat de 4 ori mai multe mărfuri la import față de media din Uniunea Europeană, în România s-au găsit de 29 de ori mai puține nereguli. Aici suntem și buni. Aici e grădina Maicii Domnului, nimeni nu fură aici, practic controlăm mai mult, s-a închis. Dar de 29 de ori mai puține nereguli decât media europeană. Știți cum, în portul Constanța n-a mai fost făcută nicio captură, n-au mai găsit niciun gram de droguri, e plin de drogați pe stradă, n-au mai găsit niciun gram de droguri de 2 ani încoace, în ce în Rotterdam găsesc cu zecile în fiecare an. Așa, aia sunt corupți, nu ca noi. Iată și alte date care descriu dezastrul. În portul Constanța funcționează doar 2 scanere care pot verifica maximum 80 de containere zilnic. Prin acest port trec zilnic minimum 820 de containere. Deci 90% nu sunt scanate. În privința frontierei terestre, situația este următoarea. În 2007, aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră a trebuit să cumpere 15 sisteme de scanare autovehiculelor. Pentru 25 de puncte de frontieră au zis, ai măcar 15. Erau mobile. Măcar, da, păi câteva sunt mobile. Echipamentele au fost cumpărate de la diverse firme și au funcționat cu sughițul în timp, dar din 2016, de la jumatea anului și până în 2020, pe la jumatea anului, niciun tir care a intrat sau a ieșit din România n-a mai fost verificat cu aceste dispozitive, pentru că, așa cum spuneam, s-au stricat. Și în 2020, după 4 ani de gândire, timp în care rețelele au împărțit tot ce puteau să împartă și au corupt tot ce puteau să corupă. În 2020, statul român a cumpărat pentru înlocuire 5 autospeciale cu posibilitate de scanare și un sistem, un singur sistem performant, pe nume CargoScan, mă rog. Când funcționează toate, pot scana 100-120 de tiruri pe zi. Potrivit publicației Curs de Guvernare, media zilnică a numărului de tiruri care trec prin frontierele României este de 10.000. Scanăm 100-120 dacă merge treaba, dacă băgăm cărbun serios, sunt 10.000 care. Deci de 100 de ori mai mult. Da, mă. Unul dintre cele mai mari scandaluri în securizarea frontierelor României este povestea EADS, sistemul EADS, pentru care la frontiere guvernul Năstase a plătit aproape 3 sferturi de miliard de euro
în 2004, au fost achiziționate sau ar fi trebuit să fie achiziționate zeci de sisteme de monitorizare video a frontierelor, cu termoviziune, cu senzori de mișcare, cu zeci de autospeciale, autovehicule de patrulare, s-au cheltuit fonduri pentru echipare, pentru instrucție, instalare și așa mai departe. Rezultatul? În 2014, Direcția Națională Anticorupție a anunțat că a deschis un dosar pentru a verifica ce s-a întâmplat cu sumele din dosarul EADS, care nu s-ar regăsi în dotările Poliției de Frontieră. Și ancheta a fost închisă în 2018. În lipsă de probe, că dacă nu se regăsesc... S-a stricat și ancheta, cum ar veni. Și că veni vorba, mai țineți minte uriașul scandal cu drogurile eșuate pe plaje în 2019, sute de kilograme de cocaină. Era în Delta. Da, din da. Delta, de la Sulina până pe la Eforie, tot au găsit pachetele. Nu știam că cocaina plutește. Da, uite că plutește și le tot găseau. Erau pentru mamaia, au scăpat de sub control. Bun, drogurile au fost interceptate doar pentru că o șalupă a traficanților s-a răsturnat la intrarea în apele teritoriale românești, probabil înspre Sulina, probabil că încercau să intre prin Delta, prin partea aia. Ea n-a fost detectată când a intrat pe teritoriu. Au detectat-o când au început localnicii să găsească pachete cu cocaină pe plajă. Atunci au găsit. Ia uite, e o șalupă. Cine ar fi trebuit să o vadă? Păi un sistem numit SCOMAR. O rețea complexă de instalații de supraveghere, tot cu camere de termoviziune, senzori de mișcare, ceva Star Wars. A costat 25 de milioane de euro. Sistemul n-a văzut nimic. De ce n-a văzut sistemul nimic? Explicația oficială a Poliției de Frontieră a fost că sistemul era în mentenanță. Exact în perioada în care treceau ea cu drogurile. Cu șalupa și s-au răsturnat. Vezi? Ca să vezi ce coincidență. Când era... Păi hai să tragem heblu să-l închidem ca să reparăm ceva la el. Dom'le, atunci, ghinionul că ăia n-au știut să navigheze și s-au răsturnat că a fost furtună și ce ne facem acum, bă, că au început pachetele să apară pe plajă. Da. Acum, ca să ne înțelegem, nu înseamnă că dacă aceste sisteme nu funcționează, nu se face control la frontiere. Se face control la frontiere, aceste controle sunt însă prin sondaj. Și mai mult prin acte, prin informații pe rețelele polițienești, adică ce se află, că mai vine unul altul. Din punctul de vedere al controlului, evident, scanarea modernă a vehiculelor este cu un ordin de mărime peste metodele astea clasice. Sau, de exemplu, cântărirea tirurilor. A rămas să fie făcută prin urcarea și oprirea camioanelor pe o platformă. Le pun pe cântar. Practic, le opresc și după aia... Parcă și văd, mă, băiatule, cum e ăla, știi? Cum mai împinge un pic greutate așa într-o parte ca să cântărească... Să fie cât trebuie. Așa îmi imaginez că se întâmplă lucrurile. Sistemele moderne, din vămile moderne, permit cântărirea vehiculelor în mers. Wait in motion, așa se cheamă. Deci trece și îl cântărește în mers. Electronic. Nu te zici că în Germania mi-au măsurat ăștia distanța față de vehiculul din față în ala. Mers și mi-au dat amendă? Da. Bun, chiar și așa, majoritatea cântarelor de la intrările în România nici măcar nu mai funcționează. Scrie tot cursul de guvernare. E ca la piață, se cântărește din ochi. Da, practic nu merge. De ce? De ce se cântărește camionul? Ca să se verifice, bă, măcar atât, să verifice dacă greutatea din documentele de transport e aceeași cu greutatea mărfii transportată efectiv. Adică măcar atât. Dacă zici că ai importat, nu știu, 10 tone de ciorapi, măcar să ai numai, să-ți vămuiască cât ai, nu că tu ai, de fapt, 12 tone de ciorap și vinzi în Dragonul Roșu fără acte. Da, uite că la merele astea se mai usucă, se mai strâng, se mai... Nu e da. Eficientă treaba asta. Care este efectul tuturor acestor defecțiuni suspecte care nu pot fi remediate an la rând? Care e consecința acestor întâmplări nefericite? Nu? În urma cărora 98% din aparatura de scanare din vămi nu funcționează. Noi intrăm în Schengen. Uite, vezi? Una dintre consecințe, asta este. Din păcate, da. Nu ne place să o spunem, dar așa este și, sigur, cu toate celelalte. Evaziune fiscală, mare, marfa aia care se vinde după aceea prin România. Vorbesc de marfa care se vinde legal după aia. Adică care e permisă a se vinde legal. Vorbesc de droguri. Nu se plătesc taxe pe marfa aia care nu e verificată de nimeni. Contrabandă uriașă, corupție, pierderi financiare, sărăcie pentru unii, bani murdari cu tirul pentru alții. Vă dați seama câți bani s-au furat, câte miliarde de euro s-au furat de atâția ani
prin vămile noastre. Mai sunt dosare de la procurori din când în când, te crucești de câți bani. Pacă aia se închid, nu se întâmplă nimic. Da, sentimentul e neîncredere în statul român, evident, și sentimentul general că în țara asta dreptatea umblă, adică nu că umblă cu cap, nu umblă doar cu capul spart, ci e și buzunărită, mă, la fiecare colț de stradă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.